Gândiți-vă că sunt foarte mulți dintre voi care mi-ați spus, mi-ați scris că aveți senzația că nu faceți, că asta nu e familia voastră. Na, asta înseamnă, dragilor, nu neapărat că voi nu sunteți din această familie, ci înseamnă foarte clar că în trecut, unul dintre secrete este că a existat un copil care a fost înfiat. Și acel copil vorbește prin voi. Asta nu-i familia mea, asta nu-i familia mea, pentru că atunci, la momentul respectiv, nu a spus. Ci doar acum a scos la suprafață. Dar altcineva. Sigur că tu, dacă te uiți și îți faci testele ADN, clar ești al lui maică ta și al lui taică tău. Dar dacă ai această senzație, acest sentiment, este pentru că în trecut a existat cineva din familia ta, din arborele genealogic, care a fost înfiat și căruia nu i s-a spus acest lucru. Dragilor, e foarte important ca un copil înfiat să afle că este înfiat. Pentru că altfel se va simți în permanență ignorat, nebăgat în seamă. Și sunt foarte mulți care au tendințe, gânduri suicidare, care au se gândesc la sinucidere. Înțelegi? Și ajungem la cei care aveți depresie. Depresia înseamnă, exact așa cum îi și spune numele, da, depresie, sunt într-o groapă. Da? Sunt desprinsă de Dumnezeu. Acolo unde este depresie, dragii mei, vă rog frumos să căutați în familia voastră o crimă împotriva lui Dumnezeu. Nu înțelegi? Adică un viol, un incest, chiar o crimă la propriu. Un copil nou născut care a fost lăsat să moară, care a fost îngropat în grădină. Cum îți dai seama că asta este? Când auzi despre ce discutăm, ai fior. Na, când ai fior, când auzi despre ceva, să știi că acel lucru există ca secret în familia ta.